Astăzi este ziua fetiței mele și am făcut tiramisu. Am avut nevoie de o tavă care este de 20 de centimetri ori 30. Am folosit 38 de piscoturi. Am avut o cutie de mascarpone de 500 de grame și o cutie de smântână pentru prișcă de 100 de grame. Întâi am făcut o cafea tare, aproape 250 de grame de cafea lichid. Am făcut cafeaua cu cafea Jacobs. Am pus 4 lingurițe de cafea și 2 lingurițe de zahăr. După aceea am lăsat-o să se răcească. După ce s-a răcit și era doar călduță, am început să aranjez piscoturile în tavă după ce le-am muiat puțin în cafea. După aceea am luat un castron și am pus mascarpone în castron și am pus smântâna. Și am luat și am bătut-o cu mixerul până s-au incorporat bine. Am pus 2 lingurițe de esență de vanilie și 3 linguri de zahăr pudră. În cafea am pus 2 lingurițe de esență de rom. Eu nu am avut să pun rom. După aceasta am împărțit crema în două și am pus jumătate peste piscoturile care au fost muiate în cafea. După aceea am pus al doilea rând de piscoturi și am pus și restul de cremă deasupra și am nivelat-o. După ce am nivelat crema, cu o furculiță am făcut niște striuri ca să arate frumos tiramisu. Și după aceea am luat o osită pentru ceai și am pus cacao și am pus deasupra. Tiramisu a trebuit să stea la frigider 4 ore. La ora 6 sau 5 și ceva, tiramisu a fost gata și eu am pus-o la frigider. Acum este aproximativ ora 10 și este gata și am să chem fetița și cu băiatul ca să vină să mănânce din prăjitură. Sper să vă placă și vouă această rețetă. Este o rețetă ușoară, fără ouă și ușor de făcut. Eu am făcut pentru prima dată această rețetă și mi-a ieșit bine. Sper ca fetița mea să fie încântată și să mănânce prăjitura pentru că este făcută de ziua ei. Astea fiind zise, eu vă spun la revedere!